Bună dimineața! Vorbim cu Nicolae Mărândici, este președintele Federației și nu s-a îmbrăcat așa ciudat degeaba, ci conduce și 7 de ani cu mine, suntem 8 deja. A venit cu gașca, lotul, au venit cu foarte multe distincții. Cum a fost la Bergen? Bună dimineața, în primul rând vă mulțumim foarte mult pentru invitație, este o onoare pentru noi. Excelent a fost la Belgrad, am luat locul 1 pe națiuni, România, urmată de Serbia și Rusia. La ce ne-a fost cel mai greu? Nu a fost greu, suntem pregătiți mereu să avem parte de situații grele și ne descurcăm. De cât timp vă pregătiți în gașca asta? Văd că sunteți și mai noi și mai vechi, nicio legătură cu bătrânețea, doar așa experiența? Istoria federației noastre a început în anii 70, oficializată după 90-93, mai bine zis, și de atunci mergem în continuare. Vă fac cunoștință cu Sensei Cornel Mușat. El are și grupe de mai cunoscători și grupe de mai începători. Cu ce se deosebește karateul tradițional de celelalte forme de lupte în kimono? Principiile din karateul tradițional sunt diferite față de celelalte forme de karate existente. Noi având ca punct final lovitura unică, exact ideea de sabia de samurai. Dezvoltăm forță, viteză maximă într-un timp foarte scurt, maxim control, maxim mental. Căutăm lovitura decisivă. În... Ce se întâmplă la un concurs? Concursul, practic, e un test, un test de șiai, pe care un sportiv îl dă în fața a 6 maestri. Da. Iar la sfârșit, decizia vine din partea celor 6. Ce se punctează? Deci, cum am spus, loviturile, avem mai multe probe, probe tehnice, probe de luptă, efectiv, și probe de combinații, combinate, specifice karateul tradițional. Se punctează, cum am spus, loviturile maxime, care întâlnesc cele trei condiții, cum am spus mai devreme. Abia aștept să văd câteva mișcări. Băieții, băieții și fata, ca să nu zic și fetele, ne-au pregătit o scurtă demonstrație ca să înțelegem un pic. După povestim despre ce fac copiii în sportul ăsta, pentru că un copil în kimono nu mai arată foarte, foarte bine, dar știți bine că pornește altfel în ce înseamnă sport. Vă rog! Mulțumesc!
Dragii mei, pentru cei pasionați de dans, având în vedere că unii am mai încercat și nu ne-a ieșit, toată lumea întreabă la Cata cum se coordonează ei, pentru că nu se vede, nimeni nu dă din gură, nimeni nu numără, nimeni nu strigă. E mai delicat decât la dans. Dacă la dans avem 5, 6, 7, 8 și e destul de simplu, pentru că întotdeauna ai și muzica de desubt. Nu știu dacă știți, dar noi încurcăm cu muzica noastră pentru că are alt ritm. Te iei după privirea periferică, adică ce fac colegii, respectiv adversarul, și te iei după respirația celor din jurul tău. Cornel, vreau să spui foarte pe scurt ce fac copiii în sportul ăsta și de la ce vârstă putem să-i trimitem la sală. Deci copiii în caracter rațional pot veni de la vârste foarte mici, să spun așa, 5-6 ani. Și latura deosebită a acestei discipline este că urmărim în primul rând aspectul educațional. Principii, reguli, respect, disciplină, acesta este crezul nostru. Urmăm o cale, un drum în viață și important este ca noi să îi ținem pe acest drum cât mai mult posibil. Eu, de exemplu, am 25 de ani de practică, sensei Nicu Mărândici e în această disciplină de peste 30 de ani. Deci ideea în această disciplină este să ne menținem drumul, să ne menținem calea și să ajungem într-un scop, să devenim alți oameni cu caracter și cu etichetă. Toți cei care am făcut măcar câteva luni de karate, de orice formă, ne aducem aminte de sensei ca de un mentor. Și bănuiesc că fiecare băiat, că la băieți e mai puternică treaba, știe încă după 25 de ani, 30 de ani, ce a fost învățat de sensei sau de Shihan. Dă-mi, te rog, microfonul, am să mă mai deplasez un pic, să mai vorbim și cu restul oamenilor. Dacă eram Răzvan acum, îi propunea lui Dani să-și ia o mamă de bătaie de la o fată, dar eu nu sunt Răzvan și eu respect mult lupta. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele tău este... Iulia Crițan. Și vârsta este... 20. Și cel mai bine te descurci pe tatami la... Și kata și kumite. Și kata și kumite. Te-ai bătut în, la sârbi? Da, și-am luat locul întâi. Și cu Serbia și cu... Care a fost cea mai aprigă? Poate mă văd în vreo vacanță să mă feresc. Serbia. Cu Serbia ți-a fost cel mai greu? Da. Am înțeles. Ai vreo procedeu preferat care ți se tot timpul? Sau vreo combinație? Am anumite tehnică, dar o să fac imediat. Uramaoshi se numește. Uramaoshi. Perfect, e pentru mine. Mă doare ceafa de atâta, uramaoshi. O să-i las pe domnul să se dezvolte în continuare. Eu, din când în când, mai apar și eu pe ei. Îmi place să stau în genunchi, să știți că n-am nicio treabă. Și fac multe flotări în pumn, foarte multe. Nu pentru că m-am antrenat mult, ci pentru că făceam multe drăcii la sală. Și asta era pedeapsa pentru noi. Bănuiesc că încă, asta e pedeapsa încă, nu? Flotările. Da. Fac flotări din orice poziție, ați văzut și la X-Factor. N-am nicio problemă. Vă rog, domnilor. The coolest of atrocities.